Salut și bine a venit la Comunicare în Germană cu Gerhard. Sunt Gerhard Orand, expert în comunicare în germană și psiholog din Hamburg, Germania. În acest video continuăm seria de săptămâna aceasta despre cum să ai o pronunțare mai adecvată, mai bună. Dacă vrei să afli cum am învățat mai multe 21 de limbi și să afli ce trucuri te-ar putea ajuta și la limba germană, atunci clichează pe linkul de sub videoul acesta. Cursul este aproape gratuit și îți garantez că vei economisi sute de euro și poate și ani de zile de efort irosit. Atunci, astăzi vom vorbi despre lucrurile care într-adevăr contează la pronunțare și la anumite aspecte pronunțare care sunt ignorate de majoritatea elevilor. Nu neapărat ignorate că ar exista aceste probleme de pronunțare, dar iarăși e o mare discrepanță, o mare diferență între ceea ce știm și ceea ce facem. Și asta este valabil pentru aproape tot ce se ține de autodezvoltare în general și care limbii germane în mod specific. Deci, faptul că noi știm ceva nu înseamnă că punem în practică. Deci, probabil o să știi că trebuie să atragi atenție la asta, dar iarăși știu foarte, foarte puțini elevi care ar lucra sistematic la aceste trei aspecte. Primul aspect este diferența între vocale lungi și scurte. În română nu avem această diferență. În engleză o avem, în franceză o avem și în altfel tot. Acum, diferența aceasta între o vocală lungă sau scurtă poate schimba sensul unui cuvânt. Acum îți citesc primele cuvinte și deja încearcă să auzi diferența, fiindcă de asta începe. Acum în video lasă nu îți povestesc cum să practici aceste aspecte, dar pur și simplu care ar fi temele la care ar trebui să atragi atenție. Deci avem stehlen, a fura, stellen, a pune. Stehlen, stellen, staat, stat, bieten, bitten, beten, betten, sitzen, sitzen, hase, hasse, habe, haare, weg, weg, sole, solle, bet, bet, rasen, rassen. Al doilea aspect este cum să accentuezi corect cuvânt, adică unde pui accentul principal. Și o problemă apare când știi deja limba engleză, că asta seamănă cu limba engleză, hai să accentuez așa cum se accentuează în limba engleză și atunci avem tot fel de calcier. Cum se întâmplă de până în Republica Moldova, când sunt interferențe cu limba rusă sau bulgară. De pe un exemplu ar fi cuvântul pricina, care este accentuat, este o greșit și spune pricina. Sau diploma sau diplom. Și așa și el putem comite în germană, pentru că la următoare cuvinte le citesc în engleză și în germană. Student, student, mission, mission, university, universitet, credit, credit, conservative, conservative, moment, moment, flexible, flexibil. Al treilea aspect care e important este poate ce mai necunoscut și este așa numită ocluziune glotală. Regula este, dacă o silabă începe cu vocală, atunci trebuie să facem o mică pauză, cum facem când spunem o, 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 o. O să fac video separat la tema asta. Deci, de cuvântul ăsta, a observat, are două silabe care încep cu vocală, op, a. Și atunci va fi pe opachten. Ne vedem vinerea și